Salutare! Astăzi vom discuta câteva lucruri despre ceaiul de ceapă, cum se prepară și ce beneficii are acesta dacă îl consumăm. Rămâi până la final pentru a descoperi aceste detalii și abonează-te dacă îți dorești să descoperi și alte remedii naturiste pe care le vom pregăti pentru tine. Ceaiul de ceapă este ideal împotriva răcelii și a gripei deoarece are o grămadă de vitamine și antioxidanți care luptă împotriva tusei, a durerii în gât și de cap și împotriva sinusurilor înfundate. Băut cald, ceaiul de ceapă înlătură și congestie nazală împreună cu restul simptomelor. Pe lângă tratarea răcelii și gripei, ceaiul de ceapă are și multe alte proprietăți. 1. Îmbunătățește funcționarea creierului. 2. Susține corpul după efort fizic intens. 3. Reduce riscul de apariția a infecțiilor urinare, respiratorii și digestive. 4. Accelerează sistemul imunitar prin rezervele de vitamina C conținute în ceapă. 5 protejează organismul împotriva virusilor și a bacteriilor. 6. Accelerează procesul de regenerare celulară. Astfel, rănile se vindecă mai repede și corpul își revine mai repede după gerceală sau gripă. 7. Scade riscul de apariție a cancerului la ovare, sân, prostată și plămâni. 8. Previne apariția crizelor de astm. 9. Îmbunătățește circulația sângelui și protejează inima de diferite boli. 10. Scade nivelul colesterolului și a trigliceridelor din sânge. 11. Întărește oasele și lupta împotriva reumatismului. 12. Întărește firul de păr și unghiile și accelerează producția colagenului. Ceai de ceapă contraindicații. Dacă este consumat cu moderație, ceaiul de ceapă nu are efecte adverse. Atunci când doza recomandată nu este respectată, apare diarea și balonarea. Ceaiul de ceapă poate induce travaliul, astfel nu trebuie consumat de femeile însărcinate. Mamele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de a albea. Rețetă ceai de ceapă Această rețetă este simplă și ușor de preparat. Tai o ceapă mărunt și adaugă în 250-300 de ml de apă fiartă. Lasă la infuzat pentru 15 minute, apoi strecoară ceaiul. Poți adăuga miere sau scorțișoară pentru un gust mai plăcut. Sperăm că ți-am fost de ajutor și de această dată. Nu uita să te abonezi, apasă clopoțelul și lasă-ne un like pentru susținere. Îți mulțumim că ai fost alături de noi până la final, pe data viitoare. Papa! Pa!